Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Mă bucur să fiu împreună cu voi la acest eveniment frumos, important pentru viața bisericii, dar important și pentru cei trei candidați, pentru viața lor, pentru sufletul lor și astăzi doresc din toată inima Dumnezeu să îi binecuvinteze. Mulțumesc fratului Nicu pentru invitația făcută, Mulțumesc bisericii, conducerii bisericii, pentru mine este onoare, un privilegiu să vă slujesc. Vin după peste 20 de ani în această zonă, în zona aceasta cu fratele Nicu, ne cunoaștem de mai mult de 20, aproape 30 de ani și mulțumim Domnului că Dumnezeu ne oferă sărbători, prilejuri deosebite în care să stăm înaintea Domnului, împărtăși unii cu alții, dar lăudându-L pe Dumnezeu. Fie numele Domnului slăvit! și binecuvântat. Vă aduc salutările Bisericii Filadelfia Mansuie, undeva în zona Veneției, pentru cei care, normal, Mansuie este o localitate foarte mică, 4.000 de locuitori, dar are o biserică foarte mare. Și dăm slavă Domnului pentru, asta, 600, peste 600 de membri la ora actuală, majori și 600 de copii și dăm slavă Domnului pentru lucrările pe care Dumnezeu le face în Italia din partea celor 70 de biserici penticostale române din Italia, vă aduc salutări sfinte din Evrei, capitolul 13, versetele 24 și 25. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi, cu toți. Aș vrea acum să ne ridicăm, să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26 în continuare. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, Scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui, citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui că și viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip, rogute, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul la început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urma ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu a poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la zor de unde s-a dus până la cezaria și propovădea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această dimineață, din acest pasaj, aș vrea să mă opresc asupra unei imagini pe care aș vrea să vă ajut să o remarcați, să o evidențiez, să o vedeți cât mai, cât mai bine. Și mă voi folosi în această zi pentru mesajul meu de o metaforă. Pentru fame, în atunci, era o realitate, era o acțiune practică și concretă. Pentru noi, astăzi, să zicem, e doar o metaforă, și anume carul. Dumnezeu l-a trimis pe Filip și a spus ceva: Ajunge carul acesta. Pe drumul acela era un om care ședea în carul lui și citea. Etiopianul, Famenul, l-a invitat pe Filip în car, au predicat, a predicat Evanghelia, au răspuns la multe întrebări, dar s-a ajuns la un moment dat. Și acela eu îl numesc momentul crucial momentul acela important, apogeul discuției lor, a fost momentul în care, versetul 38 ne spune asta, a poruncit să stea carul. Acela a fost momentul decisiv. Și de asta, folosindu-mă astăzi de metafora aceasta a carului, aș vrea să se îndemn în primul rând pe cei care încă nu s-au botezat, încă nu l-au primit pe Iisus ca Domn, astăzi au harul să oprească acel car. Oprește carul. Acesta este titlul mesajului din această dimineață și mă rog ca Dumnezeu în ziua aceasta să ne lumineze, să ne umple inima de acea bucurie. Alergăm zi de zi prin această mare pustie a vieții. Vizităm locuri despre care credem că îl conțin pe Dumnezeu. Famenul acela se întorcea de la Templu, se întorcea de la închinare. dar venea cu întrebări, venea cu dubii. Parcă, în loc să-l descopere pe Dumnezeu, parcă mai întunecată era imaginea pe care uh, și-a făcut-o despre Dumnezeu. Gonim și noi înspre Temple și facem pelerinaje într-un loc sau în altul, căutând adevărul flămânzi după adevăr, însetați după Dumnezeu. Citim cărți care ne inspiră. Și omul acesta a luat sulul cărții Isaia, evanghelistul Vechiului Testament este mai uh, numit el. Și credem că acele cărți ne vor ajuta să fim mai buni, ne vor inspira. Dar citea cărți, însă nu le înțelegea conținutul. Nici măcar, nici măcar lucrul cel mai Simplu, pe care ar fi trebuit să-l știe, nu-l știa. Despre cine vorbește? Cine-i personajul? Orice carte are, are un personaj central, un personaj principal. Ei bine, el nici atâta nu știa. Despre cine vorbește? Care-i personajul central al cărții acesteia? Despre cine vorbește? Suntem însetați după taine divine, după mistere, străvechi și omul acesta... Avea atâtea și atâtea întrebări și cred că mulți dintre noi încă avem aceste multe, multe întrebări în viața noastră. Discutăm cu oameni care ne pot lămuri și probabil a avut multe discuții omul acesta, probabil a întrebat în stânga și în dreapta, dar iată că în acea zi Dumnezeu din cer a făcut această minune, am putea spune, pe un drum pustiu. Acolo unde nu se afla nimeni, acolo nu exista nicio posibilitate, nicio probabilitate să întâlnească pe cineva, și mai ales pe cineva care să știe să explice, care să știe să dea exact răspunsurile la întrebările lui. N-ar fi fost vreo posibilitate. Dar este în cer un Dumnezeu care pregătește totul. Și Dumnezeu vorbește lui Filip îl trimite și nu ușor, du-te și ajunge carul acesta. Vă imaginați că un car al unui ministru de finanțe din Etiopia nu cred că mergea ușor, nu mergea lent, era un car deosebit. Du-te și ajunge carul acesta. Omul acela citea cufundat în gândurile lui, îl auzea citind, citea cu voce tare își punea întrebări, se întreba singur, nu avea cu cine să discute, dar Dumnezeu pregătește un moment special și astăzi eu cred că Dumnezeu a pregătit acest moment special. Avem responsabilități uriașe pe umeri și muncim și omul acesta era un îngrijitor al tuturor visteriilor împărătesei candace a etiopienilor. Un om care avea responsabilități avea funcție, dar și responsabilități uriașe. Era un om important. Era un om care, iată, poate citi o carte, nu era scrisă în limba lui. Cunoaște limbi străine. Cunoaște atâtea lucruri. Dar cunoștința umană este limitată. Tu poți avea doctorate în câte domenii vrei. Dar dacă nu-l cunoști personal pe Isus Hristos, toată cunoașterea asta nu ți ajută la absolut nimic. Cunoașterea lui Dumnezeu nu are loc prin ceva teoretic. Ci e vorba de o întâlnire personală cu Isus Hristos. Amen. Și asta a avut loc atunci. Și asta a avut loc atunci, mă rog, să aibă loc și acum. Reușim să atingem succesul, să devenim importanți. Famenul acesta era un om cu vază, era un om deosebit. Era omul cel mai important din împărăție. Gândiți-vă că împărăteasa i-a dat pe mână toate valorile, toate bogățiile, toate comorile împărăției sale erau pe mâinile lui. Deci era omul cel mai important din împărăție. Dar și-a dat seama și-a realizat mai târziu că este o împărăție cu mult mai presus decât împărăția Etiopiei. Că sunt bogății cu mult mai importante și mult mai valoroase decât bogățiile împărătesei candace. Că sunt comori deosebite pe care Dumnezeu le-a pregătit și le-a dat pe mâna noastră. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar iată că există acel moment crucial, acel moment vital al existenței noastre, momentul în care poruncim să stea carul. Nu știu cât timp a trecut. Poate au stat câteva ore de vorbă, nu știm cât timp, dar au dat peste o apă și a mai pus o întrebare. Nu Filip l-a întrebat, ci el a spus, uite apă, tu vorbești despre botez, probabil îi vorbea de Ioan Botezătorul, despre botezul lui Isus, despre credință, cum trebuie credința adevărată să fie manifestată. I s-a spus, uite, dacă te pocăiești de păcatele tale, dacă crezi în Domnul Isus Hristos, cine crede, se botează, va fi mântuit. Și omul acesta imediat a făcut legătura aceasta simplă între pocăință, credință și botez. Și apoi mântuire. E ceva foarte simplu. De aceea omul acesta, imediat ce vede apa, spune, iată ocazia, iată prilejul, iată momentul. Și eu nu vreau să ratez, nu vreau să amân, am nu vreau să las pe altă dată, nu duminica viitoare, nu altă dată, nu anul viitor, nu la pensie. Acum, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce ar trebui să mai fac? La care Filip îi spune, dacă crezi din toată inima, se poate. Și de examenul la credință, că depinde, tu poți să crezi, crezi în fecioara Maria, crezi în nu știu ce poți să crezi. Omul acesta, observați, el dă răspunsul. Dacă crezi, nu îi spune dacă crezi în sau în ceva. Dacă crezi. Iar răspunsul lui arată că el deja a înțeles și știe în cine și în ce să creadă. Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și iată momentul crucial. A poruncit să stea carul. Gândiți-vă că dacă nu ar fi oprit carul, pleca și el cu ceva răspunsuri la întrebări. Pleca și el cu curiozități satisfăcute. Pleca și el cu cunoștințe mai vaste despre Dumnezeu, despre religia iudaică, despre Isus Hristos și atât. Dacă nu ar fi oprit carul, imaginați-vă ce se întâmpla cu acel famen. Auzit de Dumnezeu? Auzit de Isus Hristos? I s-a predicat Evanghelia? A fost poate de acord, a dat și el din cap. E bine, e bună pocăința, e bună credința, am și eu credința mea și merg mai departe cu credința mea, cu religia mea, cu viața mea, cu responsabilitățile mele, cu cunoștințele mele, merg înainte. Și așa merg astăzi mii și mii de oameni. Dar iată că acel om. A ajuns la momentul acela de cotitură al existenței lui. A poruncit să stea carul. De aceea, astăzi eu te Oprește carul. Pentru că, așa cum istoria omenirii este împărțită în două: Înainte de Hristos și după Hristos, la fel viața fiecărui om poate fi împărțită în două. Înainte de Hristos, și după Hristos, înainte de a-L cunoaște pe Hristos și după ce L-am cunoscut pe Hristos. Ei bine, răscrucea aceea, anul zero să-L numim așa, momentul acela zero, pentru famenul etiopian, a fost momentul în care a poruncit să stea carul. Până atunci era fără Hristos. Nici măcar nu știa cine este. Nu știa nimic, dar a ajuns la un moment dat când a început să audă despre Hristos și a spus: Eu acum cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cred în El și îl accept ca Domn și Mântuitor. Cred în El și vreau să Îl slujesc. Cred în El și vreau să închei legământ cu El. Cred în El și vreau să merg cu El, să fiu cu El. Și viața lui se schimbă radical. Ei bine, locul acela. Nu se știe nimic despre Despre locul acela. Am fost anul trecut, am fost în Etiopia și am spus să putem merge să vizităm locul, să vedem unde. Și să dacă erau evrei, ăștia făceau nu știu câte bazine, nu știu, nimic. Nu există niciun loc amenajat, niciun loc unde să spui, aici s-a botezat, aici a fost, pe aici a trecut, ăsta a fost drumul, aici s-a oprit, aici a mâncat. Nu, nimic. Nu știm care e locul. Dar știm un lucru sigur: că locul acela a fost locul care a împărțit viața lui în două. A fost locul în care s-a oprit carul. S-a oprit carul la această mare răscruce a vieții. Când a luat cea mai importantă decizie. A făcut cea mai bună alegere a vieții lui. Și asta nu se poate, nu se putea face dacă nu se oprea carul. Nu se putea. Trebuia acel moment, cam să 50, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ. Și-a dat seama că nu împărătea sa candat este una deosebită, că nu împărăția Etiopie era cea mai bogată, și-a dat seama că există un alt împărat, mult mai puternic. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și în momentul acela, în momentul acela zero al existenței noastre, când vorbim de înainte și după, că asta înseamnă, viața voastră asta înseamnă, înainte, tot ce a fost până acum, se îngroapă. Aici, Pavel spunea, voi nu știți că voi toți care ați fost botezați, ați fost îngropați, aici e mormântul. E viața veche, îngropați omul cel vechi. Viața veche. Și de aici încolo începe o viață nouă. Și ăsta e anul zero. Naștere din nou. Născut din nou. Trăim o viață nouă. Cu o inimă nouă. Cu gânduri noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Atunci realizăm că alergăm spre nicăieri. Atunci înțelegem că viața noastră nu are sens, deși avem, putem avea pe mână toate comorile lumii. La ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Și a dat seama acel om deosebit, acel ministru de finanțe, că el îngrijește de atâtea bogății, de poate milioane sau miliarde de dolari, dar i-a spus cineva, tu ai o mai mare bogăție de care ești responsabil. E sufletul tău. Știi că sufletul tău valorează mai mult decât miliarde de dolari? Toate bogățiile acestea ale lumii, toate bogățiile, tot aurul, toți dolarii, toate valutele, dacă le pui, toate bogățiile pământului, dacă le pui împreună, nu valorează nici măcar cât un singur suflet. Ai pe mâna, ești îngrijitorul celei mai mari bogății, celei mai mari comori, sufletul tău. Ce faci cu sufletul tău? Pentru că sufletul tău nu se hrănește cu apă, cu mâncare, cu pâine, cu delicatesele lumii acesteia. Sufletul tău nu se hrănește cu plăcerile lumii. Nu își găsește plăcerea în distracție. Sufletul tău a fost creat și sufletul tău nu poate fi hrănit. Sufletul tău nu poate fi satisfăcut cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Blaise Pascal spunea că în fiecare om, în fiecare inimă umană, există un vid, un gol, care nu poate fi umplut cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Are forma lui Dumnezeu. Nimic nu poate, nu poate satisface nevoia aceasta dorința aceasta, căutarea aceasta decât Dumnezeu. Numai când îl întâlnești pe Dumnezeu, te bucuri de parcă ai avea toate comorile. Spunea David cândva, când te am pe tine, Doamne, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Și tu ai un suflet. Gândește-te la sufletul tău. Descoperă acel famen, acele taine, dacă vreți, legate de sufletul său îi se spune că Dumnezeu l-a creat pe om, că Dumnezeu dorește părtășia cu omul, înțelege că omul are un suflet, sufletul nu moare, trupul da, moare, este pus în pământ, putrezește, dar sufletul continuă să trăiască și că există doar două locuri unde ar putea să ajungă orice suflet uman, ori în iad, ori în rai. Dorința lui Dumnezeu, Planul lui Dumnezeu pentru fiecare om este ca oamenii să ajungă în rai. Asta e dorința lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu obligă pe nimeni, Dumnezeu nu forțează pe nimeni să ajungă în rai, ci Dumnezeu l-a înzestrat, l-a capacitat pe om cu ceea ce se numește liberul arbitru, adică o alegere deplină. Tu singur alegi. Tu poți să continui să mergi cu carul tău sau poți să poruncești să se oprească. Tu poți să decizi să te pocăiești sau poți să decizi să te destrăbălezi mai departe. Este alegerea ta, este decizia ta. Dumnezeu nu te va obliga, dar Dumnezeu te va judeca într-o zi. Bucură-te tinere în tinerețea ta, Fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, fă ce vrei cu alte cuvinte, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Tu nu poți umbla făcând ce vrei și la urmă unde merge toată lumea, mergi și tu. Nu, toată lumea nu va merge într-un singur loc. Și mie nu-mi pasă unde merg rest, ceilalți oameni, restul lumii. Eu vreau să fiu cu Iisus Hristos. Amin. Și am posibilitatea asta să merg. Nu unde merge toată lumea, unde merge Iisus Hristos. Pentru că El a promis, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și vreau ca acolo unde sunt eu, să fie și cei ce mă slujesc. Și eu vreau să fiu acolo. Și eu îmi doresc ca și voi toți să fiți acolo. Dar eu nu vă pot obliga. Nici Dumnezeu nu vă obligă. Eu pot doar ca Filip atunci să-ți prezint Evanghelia, să-ți prezint adevărul Scripturii, dar e decizia ta. Nu Filip a oprit carul. Famenul a poruncit să stea carul. Famenul a decis să se boteze. Nimeni nu o poate face în locul tău. Nimeni nu poate lua decizia asta în locul tău. Nu pot părinții să ia decizia. De asta noi nu botezăm copiii mici, pentru că nu părinții trebuie să ia. Nu nașul trebuie să ia decizia asta în locul tău. Nu preotul, nu pastorul, nu vecinul, nu bunicul, nimeni altcineva nu poate lua, nici măcar Dumnezeu nu ia decizia asta în locul tău. Decizia asta este doar a ta. Amen, amen. Doar tu poți să decizi astăzi să te pocăiești. Doar tu poți astăzi să decizi să-L crezi pe Iisus Hristos, să crezi că este Fiul lui Dumnezeu, să crezi că El este Domnul Domnilor, să-L accepti ca Domn în viața ta. Doar tu poți decide asta. Și atunci, Renunțăm la confort, la relax. Ședea în carul lui, era frumos, era plăcut, ședea în carul lui. Vă dați seama, echivalentul unei limuzine de astăzi, nu era un car oarecare, confort. Dar a poruncit să stea carul, a coborât din carul lui. Atunci dăm prioritate lucrului cu adevărat important. Și a dat seama în momentul acela zero al existenței lui cel mai important lucru pe care trebuie să-l fac astăzi este să închei legământ cu Dumnezeu. Cel mai important lucru pe care îl pot face în viața asta este să mă decid să-L slujesc pe Iisus Hristos. Să fiu al Lui, să-I dau viața mea, inima mea Lui, să-I aparțin Lui, El să fie al meu, eu să fiu al Lui și vreau să-L slujesc pe El. Atunci a dat prioritate cu adevărat lucrului cel mai important din viața unui om. Atunci ne smerim, coborâm în apa pocăinței, atunci când oprești carul, atunci facem cea mai mare schimbare a vieții. Atât de schimbat a fost viața acestui om. Era un om important, era un om bogat, era un om care avea tot confortul la dispoziție, era omul cel mai important din acea împărăție. Dar era ceva care lipsea. Bucuria pentru că nimic, cum spuneam, nimic nu poate să-ți dea bucuria, împlinirea, liniștea, pacea, fericirea, pentru că sufletul omului, sufletul tău a fost creat de Dumnezeu și nu poate fi împlinit cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Amin. Și în momentul acela când când au ieșit din apă, Dumnezeu a făcut o minune, l-a răpit pe Filip, famenul nu l-a văzut, dar nu s-a tulburat deloc, pentru că nu oamenii sunt importanți nu Filip este important, nu păstorul, nu predicatorul e important, nimeni altcineva nu e important, pentru că el atunci a știut. Când a coborât în apa botezului, l-a primit pe Iisus Hristos, îl avea pe Iisus Hristos și asta e tot ce contează. asta e tot ce contează, să-l ai pe Iisus Hristos. Și atunci famenul și-a văzut de drum plin de bucurie. Nu o bucurie parțială. Până atunci ar avea o, o frântură de bucurie. O bucurie. Bucuria umană de obicei se spune că uh, orice emoție ține maxim trei zile. Maxim trei zile. Orice emoție. Dacă astăzi vei, vei, vei primi o sumă de bani, o moștenire și că tot să te bucuri emoțional, maxim trei zile. După trei zile, iar. A și iar. Nu, ceva nu merge, ceva nu-i bun. Maxim trei zile. Bucuria umană e doar frântură. Dar există o bucurie care ține veșnic. O bucurie veșnică. Și famenul acesta și a văzut de drum plin de bucurie. Nu cu o bucurie parțială, nu cu o bucurie temporară, nu cu o frântură de bucurie, ci cu o bucurie de plină. Plin de bucurie. De aceea în această zi, eu te invit să experimentezi și tu acea plinătate a bucuriei. Să te bucuri că ai pe Iisus Hristos. Amin. Atunci luăm cea mai bună decizie pentru destinul nostru. Momentul în care oprești carul, momentul în care te cobori în apa botezului, atunci, atunci gustăm cu adevărat bucuria. Atunci sufletul nostru este cu adevărat împlinit. De aceea astăzi, dragul meu, dacă vrei să realizezi, dacă vrei să realizezi adevărata părtășie cu Dumnezeu, oprește carul, botează-te. Adevărata părtășie cu Iisus Hristos este în momentul în care îi spui da lui Dumnezeu și mărturisești în apa botezului, pentru că asta este botezul. Este mărturia, este declarația publică a faptului că un om l-a acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Nu e așa o schimbare de religie, nu? Este primirea adevăratului Dumnezeu. Amen, amen. Pentru că orice religie ar fi ea, dacă tu nu-l ai pe Isus Hristos cu adevărat, dacă n-ai încheiat tu un legământ cu el, bazat pe voința ta personală, pe decizia ta, botezul acela nu are nicio valoare. Religia ta, nici măcar religia pentru vă spun, nu ar avea nicio valoare dacă tu nu-l ai cu adevărat pe Isus Hristos în viață. Amen dacă n-ai realizat părtășia, dacă nu poți spune cu adevărat Iisus Hristos este în viața mea, Iisus Hristos este viața mea, cu Iisus Hristos eu vreau să fiu doar dacă l ai pe Iisus Hristos, ești cu adevărat fericit, ești cu adevărat împlinit, ai cu adevărat părtășie cu Dumnezeu. Dacă vrei să ai adevărata credință, oprește carul și botează-te. Se spune despre acest famen, că probabil era un prozelit, pentru că imaginați-vă că el mergea la Ierusalim să se închine. Prozeliți erau oameni care s-au născut în alte religii și au decis la un moment dat să schimbe religia. Probabil acest om, nu știm, nu știm ce s-a întâmplat, nu știm nimic despre istoria lui, dar ce știm, ce ne spune Biblia, este că la Ierusalim, el s-a dus nu să viziteze Ierusalimul, nu să vadă cum arată Ierusalimul, n-a avut o întâlnire oficială cu autoritățile vremii de atunci. Omul acesta s-a dus la Ierusalim să se închine. Întorcându-se de acolo, nu citea știrile, nu se uita la altceva, omul acesta citea o carte sfântă luată de acolo. Asta înseamnă că probabil era un prozelit, adică un om care a trecut la religia iudaică. Numai că există o particularitate. Acolo în templu, templul nu era o simplă încăpere. Templul avea mai multe încăperi. Și hai să încep cu încăperea cea mai importantă, Sfânta Sfintelor sau locul preasfânt. Atât de sfânt era locul acela încât nu putea intra acolo decât un singur om, o singură dată pe an. Marele preot, o singură dată pe an, când aducea jertfa pentru păcatele lui și pentru păcatele norodului. Se poate întâmpla și au fost evenimente tragice în istorie, de aceea istoria pățania al învață pe om cel mai bine. Dacă Dumnezeu nu primea jertfa și dacă Dumnezeu nu ierta poporul, preotul acela risca să moară acolo și nimeni nu avea voie să intre, nimeni nu îndrăznea să intre acolo, vă amintiți și de Uza altă dată când m-a pus mâna pe chivot și acolo a rămas, atunci se întâmpla ceva, oamenii aceia legau pe marele preot cu o funie de brâu, marele preot când făcea sfințirea, când făcea jertfa acolo, ritualul, ceremonia aceea, avea și niște clopoței care se auzeau Ceilalți preoți, leviți sau mulțimea și de afară, se rugau, pentru că era vorba nu doar de preot, era vorba și de ei. Asta însemna că Dumnezeu nu iartă pe ei, că dacă preotul murea, nu era vai de preot și vai de preoteasă, era vai de ei ca popor, ca neam. Și stăteau afară, se rugau și așteptau. Și dacă Dumnezeu nu primea jertfa, preotul era scos afară cu funia, pentru că nimeni nu îndrăznea să intre acolo. Acesta este locul prea sfânt. Dar mai era locul sfânt, Locul Sfânt era unde era altarul de aramă, unde veneau preoții, nu orice preot, că erau mii de preoți, dar preoții care se sfințeau, se curățeau și aveau ceremonia aceasta, jertfele ritualice de zi cu zi. Pentru că în locul prea Sfânt o singură dată pe an se intra acolo la sărbătoarea Paștelui. O singură dată pe an. Și acolo era chivotul care înăuntru avea tablele legii, mană, un vas cu mană și apoi acolo lui Aaron, în chivotul inițial, pentru că atunci ei nu mai aveau acesta. În locul sfânt nu intrau decât preoții. Apoi era curtea, locul unde puteau avea acces evrei, cei care duceau jertfe, puteau să vină acolo. Femeile nu aveau voie să intre acolo, femeile aveau o curte separată, numită curtea femeilor. Neamurile, păgânii, nu puteau intra acolo. Nici, nu vorbim de locul prea sfânt, nu vorbim de locul sfânt, nu vorbim de, de curtea obișnuită, aveau un loc numit Curtea Neamurilor. Ei bine, chiar dacă cineva, dacă cineva devenea evreu, devenea iudeu prin tăierea împrejur, prin simbolul acesta, devenea prozelit, -un, în mod normal, orice bărbat avea dreptul să intre unde intrau evreii. Dar existau niște excepții oamenii cu handicapuri, orbul, schiopul și famenul n-aveau voie să intre în templu, nicăieri. Ei mergeau la templu, dar n-aveau voie să intre, nicăieri. Ei erau acolo, dar n-aveau drept de intrare și omul acesta vă dați seama că era privit, era pus alături de, era un fel de necurat permanent că orice schimbare ar fi făcut el, orice ar fi vrut el să facă, nu era acceptat de religia iudaică așa cum era ea. Dar iată că îi se aduce cea mai importantă veste pentru el și pentru viața lui. În templul lui Dumnezeu, în adevăratul templu al lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, el are dreptul să intre. El are dreptul să intre în audiența la Marele Împărat. El are dreptul să intre și el știa ca un om de curte regală, el știa ce înseamnă să ai dreptul să intri nu într-un birou, nu acolo în incintă, nu pe poarta cea mare, ci ai drept să intre până în sala tronului. El știa ce înseamnă asta, că în sala tronului nu intră oricine. Și vine Filip și aduce această mare veste. Tu înaintea împăratului împăraților, înaintea lui Isus Hristos, înaintea Domnului Domnilor, ai dreptul astăzi, prin sângele lui Isus Hristos, să intri până în sala tronului, până în locul cel mai important. Și asta e cea mai minunată veste. Slăviți să fie Domnul! Dacă vrei să ai adevărata credință, oprește carul, botează-te. Asta a făcut atunci faminul. Și a dat seama, asta e credința adevărată. S-a întors de la Ierusalim cu tot felul de ritualuri, a făcut ceea ce trebuie, mă rog, te a plătit acolo ce trebuia să plătească, a luat cartea aceea. Cartea în sine nu l-a cu nimic, adică să ai cartea în car, nu te ajută cu nimic, să ai cartea în casă, ta da, e sfântă dacă o citești și dacă o împlinești, dar la altfel, cartea nu are nicio putere, nu are nicio valoare. E un obiect ca și celelalte, e o carte ca și cealaltă dacă este închisă. Dacă nu o citești, dacă nu o înțelegi și mai ales dacă nu o împlinești când cuvântul devine viu, adică aplicat în viața ta și el a înțeles asta, nu-i suficient că citesc, nu-i suficient că știu, nu-i suficient că aflu, că descoper, că studiez, dar cuvântul acesta devine eficient. Cartea asta are putere și autoritate în momentul în care o împlinesc. Și el atunci spune, ce să fac ca să o împlinesc? Botează-te! Și el asta face. Împlinește cuvintele cărții. Pune în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii mântuit, oprește carul. Botează-te. Asta a făcut famenul. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi oprit carul? Ce s-ar fi întâmplat cu viața lui? Ce s-ar fi întâmplat cu veșnicia lui? Era un om un prozelit, un om credincios, un om care se închină, un om care merge la Templu, un om care citește Biblia, un om interesat. Dar atât. Dar a realizat în momentul acela că dacă vrea cu adevărat mântuirea, nu doar o religie, ci mântuirea, atunci trebuie să oprești carul și trebuie să te botezi. Trebuie să iei cu adevărat această decizie în viața ta, cea mai importantă decizie, și să o aplici. De aceea astăzi te am Nu alerga după răspunsuri filozofice. Oprește carul. Nu te mulțumi cu o religie aparentă. Oprește carul. Nu te amăgi că ești un om de succes, că ești un om important. Oprește carul. Amin. Nu te lăsa înșelat de aparențe, de aparențele religiei tale sau omeniei tale sau succesului tău. Oprește carul. Nu te măguli că ai făcut lucruri extraordinare sau că n-ai dat în cap nimănui sau că ești un om corect. Cel mai corect. Oprește carul. Nu amâna pentru altă dată decizia cea mai importantă a existenței tale. Oprește carul. E astăzi această decizie. Că asta înseamnă. Oprește carul. Nu aștepta alte evenimente, nu aștepta alte botezuri, nu aștepta alte sărbători, nu aștepta alte ocazii. Oprește carul. Astăzi decide să închei legământ cu Isus Hristos. Amen. Nu contează cât de bun e carul tău, nu contează cât de frumos e carul tău, nu contează cât de scump e carul tău, nu contează cât de important e carul tău, cât de mare e carul tău. Oprește carul. Pentru că nu ți-ar folosi la nimic să știi, să fii, să ai. Dacă mergi mai departe în carul tău fără Iisus Hristos. Și-a dat seama, eu vreau în carul meu să urce Iisus Hristos. Cum? Întâi mă cobor eu. Cobor din car. Vreau să-L întâlnesc pe Iisus Hristos. Vreau să-L primesc pe Iisus Hristos. Și vreau să fac public asta printr-un botez. Și de asta, când se întoarce în car, se întoarce cu Isus Hristos. Nu poți schimba viața ta dacă nu vei opri carul. Vei fi un om religios, vei rămâne un om important. Dar astăzi oprește carul acesta, oprește carul religiozității tale, oprește carul superficialității tale. Citești, dar nu înțelegi nimic. Ai mers, dar nu ai întâlnit pe nimeni, n-ai văzut pe nimeni. Oprește carul la lașității. Sunt oameni care se tem. Atâția oameni și cei mai mulți dintre oameni, peste 90% dintre ortodoxi, înțeleg pocăința, știu că trebuie să se pocăiască, dar ce o să zică preotul, dar ce o să zică nașul, dar ce o să zică bunica, dar ce o să zică tata, dar ce o să zică Nora, ce o să zică Ginere. Și oamenii sunt lași, toți sunt conștienți că trebuie să se pocăiască. Dar carul la parcă nu-l pot opri. Oprește carul la cității. Oprește carul banalității. Atâtea lucruri, atâtea decizii, atâtea, atâtea și atâtea sunt în viața noastră. Lucruri banale. Astăzi ai cea mai importantă decizie de luat. Cel mai bun lucru de făcut este să-L primești pe Iisus Hristos. Oprește carul banalității. Oprește carul superiorității. Tu nu știi cine sunt eu? Eu sunt ministru de finanțe. Tu nu știi ce statut social am eu? Tu nu știi împărăteasa noastră cât de Puternică este împărăția aceasta cât de mare toată Africa este supusă ei, toate bogățiile și eu sunt administratorul bogății. Nu știi cine sunt eu, dar eu pentru că sunt corect, eu pentru că sunt un om moral, eu pentru că sunt un om integru, eu pentru că sunt un om religios și aparent omul acesta era un om religios, moral, integru, nu era corupt, nu era educat politicos. Dar nu contează ceea ce ești dacă nu-L ai pe Iisus Hristos. Oprește carul superiorității. Tu poți fi mai bun, mai bun decât toți pocăiții la un loc, dar dacă nu-L ai pe Iisus Hristos, nu-ți ajută la absolut nimic. Că ești mai bun decât toți. Poți să fii mai bun. Dar dacă nu-L ai pe Iisus Hristos, nu-ți ajută la absolut nimic. Pentru că bunătatea ta nu te poate mântui. Bunătatea ta nu te poate mântui. Numai Iisus Hristos poate mântui. Fără El, în nimeni altul, deci nici în tine, că tu ești bun, în nimeni altul nu este mântuire, fiindcă nu este dat oamenilor sub soare un alt nume prin care să fie mântuiți decât Cel care a fost dat, Iisus Hristos. Eu nu pot mântui pe nimeni, eu nu mă pot mântui nici măcar pe mine. Mântuirea este doar prin Iisus Hristos. Oprește carul succesului. O, sunt un om cu influență, un om de succes, un om important. Și carul meu, uite-te la el, cât de bine amenajat, uite cum reprezintă statul sau împărăția Etiopiei. Oprește carul succesului, oprește carul comodității. Normal, e mai bine să stai în confort, în relax, probabil cu evantaiul erau slujitori lângă el, dar s-a oprit din carul comodității lui și a coborât în apă. N-a spus, uite o apă curată, uite un lac frumos amenajat, uite o apă, o apă, nu știu ce apă. Vă amintesc de un alt general, de un alt ministru, când v-a spus, păi da, avem noi ape la noi, curate, amenajate, bune, trebuie să mă cobor eu în Iordan. n-a fost arogant, ci omul acesta a coborât în apă. Oprește carul ambițiilor. Oprește carul plăcerilor. Oprește. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, își vrea să te uiți la famenul acesta și să iei exemplu. Gonești prin pustia vieții cu mii și mii de întrebări. Cauți mereu un sens pentru tine, pentru viața ta și citești, te rogi, ești interesat de Dumnezeu, dar nu-i suficient, crede-mă. Însă a venit astăzi momentul și Dumnezeu l-a pregătit în mod special. A venit momentul, oprește carul. E marea răscruce a vieții tale. E cea mai mare decizie a vieții tale. Oprește carul. Ai mii de întrebări, dar există un singur răspuns. Iisus Hristos. Omul acesta a început să întrebe pe Filip despre cine vorbește. Iisus Hristos. Dar Biblia, de cine a fost scrisă? Iisus Hristos. Dar cine a venit, cine ne mântuiește? Isus Hristos. Cum îl putem vedea pe Dumnezeu? În Isus Hristos. Cine te-a trimis pe tine aici? Isus Hristos. În numele cui trebuie să mă botez eu? În numele lui Isus Hristos. Pe cine slujesc eu? Cui trebuie să mă supun eu? Cui trebuie să mă închin eu? Lui Isus Hristos. Toate, ră, toate întrebările aveau un singur răspuns. Isus Hristos. Pentru că Isus Hristos este răspunsul tuturor întrebărilor. Și el găsește atunci răspunsul la mii de întrebări. Isus este răspunsul tuturor întrebărilor tale. Isus este răspunsul tuturor nevoilor tale. Isus este răspunsul tuturor realizărilor tale. Isus este răspunsul. El este mielul sacrificat pentru tine. El este personajul central al Scripturii. Despre El vorbește Scriptura, despre El predicăm noi. De asta la noi nu o să vedeți alte bicoane, altceva. Noi nu ne închinăm altuia decât lui, Isus Hristos. El este Domnul vieții, El este Domnul Domnilor, El este Stăpânul Universului. El este cel care te cheamă astăzi. Și probabil a venit momentul în care poate faimele a întrebat, dar tu ești cineva, tu ești ceva și Filip a zis, eu nu sunt, eu sunt un nimeni, eu sunt un nimic. Iisus Hristos este totul. Iisus Hristos te cheamă, nu un predicator te cheamă la o altă religie, nu un pastor te cheamă la biserica lui, Iisus Hristos te cheamă la împărăția lui. Amen. Și dacă crezi asta și dacă decizi asta, cu El îți vei petrece veșnicia. El m-a trimis pe mine să-ți predic. El folosește astăzi oameni, situații, evenimente, sărbători ca și acestea. El le pregătește pentru mântuirea ta, pentru că El încă o dată te cheamă, pentru că El, Iisus Hristos, te iubește. Tu poate te întrebi, mă iubește pe mine cineva, mă primește cineva, mă acceptă, mă înțelege cineva, da, Iisus Hristos! El cu adevărat te iubește. El și-a dat viața pentru tine. El pregătește o împărăție pentru tine. El, Isus Hristos, El a făcut totul pentru tine. El a făcut totul de dragul tău. El, Isus Hristos. De aceasta îți oprește carul. E momentul să recunoști că tu ai nevoie de El. E momentul să recunoști că fără El viața ta nu are sens. Fără El degeaba merge carul tău scump, frumos, mare, bogat. Fără el nimic nu mai are valoare, nimic nu mai are gust, nimic nu mai are frumusețe, dacă lipsește Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos astăzi te cheamă. E momentul să oprești carul, e momentul să îl cunoști pe el cât mai aproape. Nu mai goni prin pustie, nu mai goni prin pustia acestei vieți. Oprește carul, primește-l pe Iisus Hristos. Amin. Amin.